Vă salut! Aici sunt niște măci care au rămas, care urmează să fie vândute, care deja le-am scos din bănci. Până acum au stat în bănci. Acum au fost puse în căsuțe Nicot cu albine însoțitoare. Și vreau să vă arăt așa acolo câteva. Și vreau să vă arăt bocile care sunt ziua 5. Eu în ziua 5 le scot afară din starter. Un mic smiley. Așa, vreau să vă arăt un aspect. Lăptișorul de matcă care se vede aici că e alb. Se vede aici cum e transparent, nu se vede. Și sunt în care, așa, uite cât e plin. Aici e gol. Deci când e plin de lăptișor, înseamnă că e bun. Uite, asta are mai puțin. Cam așa, uite. Asta e gol. Deci se vede cât o consumat. Dacă are, le rămâne foarte mult, acolo e calitate. Bun. Și așa, da. Ia, tu mângei. Asta e la gama. Foarte frumos. Așa. Facem și o poză. Așa. Și acum o să mă duc un pic până la startere să vă explic și acolo. Mai mulți m-au întrebat. Ia să vă explic și aici, pentru cei care nu cunosc. Temperatura care o punem în incubator e de 35 de grade. Acum au scăzut. Vedeți cum crește la loc, cum am deschis ușa. Și asta e umiditatea, 75%. Cum am deschis, ea deja s-a străcat și acum urcă la loc, încet, încet. Da, se vede cum urcă. Dar temperatura care o vrem e de 35 și 75% umiditate. Da. O să vin și când o să fie plin aici amândouă, plin de sus până jos, o să vă arăt. Dar acum să mergem un pic la startere să vă explic acolo ceva. Am ajuns și la startere. Cam așa arată. Aici au fost cutiile cu puiet, care le tot aduc eu de pe câmp. Se vede. Uite acolo un hrănitor, văd că e spart și curge sirop, dar nu e o problemă, îl reparăm. Vroiam să vă explic. Eu pun rame cu puiet de toate vârstele, asta ați văzut. Și întrebarea a fost dacă fac boci pe ramele respective sau dacă influențează bocile respective luarea în creștere a bocilor care le punem noi. Boci fac și pe rame, dar nu influențează. Nu influențează luarea în creștere și odată la 7 zile le rup. Le luăm ramă cu ramă, stea cu puiet, căutăm dacă are bot și rupem tot. Dacă uităm vreo botcă care eclozează, vă dați seama că o să omoare toate botcile noastre după bări. Fac o dată, rup botcile la 7 zile, la încă 7 mai rup încă o dată. Și după aia e ok, nu mai sunt botci. Dar deja au trecut 2 săptămâni și puiet larvar nu o să mai avem. Vă dați seama ce a fost ou, a fost larvă și de la ou până la căpăceală, să fie căpăcit, îi trebuie 10 zile. Și atunci eu, odată la 2 săptămâni, aproximativ, nu-i neapărat, nu trebuie să fie neapărat o dată fixă, 2 săptămâni și o zi, adică 14-15 zile, 16 zile, nu-i nicio problemă. Revin cu încă 2 rame de puiet proaspete, larvar, ou și căpăcit, care le pun în stânga și în dreapta de rama cu port boci. În rest, alte din margine, prima ramă nu mai umblu la ea și nici ultima de aici, sau ultimele două. Da, ultimele două. Nu mai umblu la ele, o să devină cu miere, o să le căpăcească până la sfârșit. Sau sirop, că la startere le țin în continuu cu sirop,
și cu proteină. Uite că și aduc un pic de polen. No, cam așa trebuie să arate starterul. Aici e jos la starter. Să vedem și asta. Asta e mai, parcă mai slăbuț. Da, ați văzut că trebuie să fie cupulele astea să fie pline cu lăptișori de matcă. Când matca deja o să eclozeze, o să filmez și când eclozează lăptișorul care rămâne. Și atunci înseamnă că e calitativ. No, vă spunem de ramelele de puiet, care eu tot le schimb și tot la 2 săptămâni sau la 15-16 zile tot vin cu încă două, vin cu încă două, vin cu încă două. Și atunci starterul îl am tot sezonul, nu fac altele, adică numai le reînnoiesc albinele din el. Cam așa e. Și albina, cum să spun, devine cumva adresată să crească bot. Și cum îi pui, cum le crește, cum îi pui altele, cum le crește. La 5 zile vin alte boci, la 5 zile altele, tot așa. Nu știu dacă am uitat ceva să vă spun, habar n-am, dar dacă mai sunt întrebări, o să mai fac un video. Cam asta e. Acolo, dacă vedeți betoniera, să știți că nu cu aia fac turtele, că aia e plină cu beton, adică turtele alea de polen. Na, cam asta e. Cam asta e, dar starterele trebuie să fie plini cu albină, neapărat plini cu albină. Uite, aici s-a pus. Aici, ăștia care n-au capace, cred că mâine le pune. Da. Să-ți pregătiți, lumă. Opa. Cam așa. Da. Bun. Ăștia deja au deja a doua tură de boci. Ăștia au fost primele startere. Și au deja a doua tură. Ia să vedem cum au consumat. L-au consumat aproape în totalitate. Foarte rapid. Foarte rapid. Sunt destul de mulțumit. Cred că o să comande. Astea care au rămas afară le fură albinele și pentru mine asta e un semn că e, cum să zic, cum se numește, apetisant, adică e atractiv. Albinele îl caută. Bun, nu mai deschid, că nu am de altă și nu pot asta. Bun, vă salut și vă doresc o seară faină. Vă las aici o imagine, tractorul, bătrânul. Și vă doresc numai bine.